Elevii și studenții ar putea fi plătiți pentru stagiul de practică, iar companiile vor primi bani de la stat ca să-i instruiască. Este propunerea legislativă a deputatului Cătălina Ștefănescu, cel mai tânăr parlamentar român. Salariul pentru tineri ar putea fi de 640 de lei pe lună. Chiar îmi doresc să fac practică. Este foarte greu să intrăm pe piața muncii. Nicio facultate nu-mi garantează succesul. Gina este studentă în anul întâi la Universitatea de Științe Agronomice și a depus deja CV-ul pe platformele de recrutare online și așteaptă să fie contactată pentru practică. În acest fel aș căpăta experiență. Experiența pe care o cer toate companiile la angajare. Deocamdată ar munci gratis, dar nu ar fi deloc rău să primească și bani pentru asta. Potrivit propunerii legislative, ar primi 640 de lei pe lună, adică 80% din salariul minim pe economie. Acești bani cred că i-ar ajuta destul de mult. Sunt de ajuns pentru început. Ar fi foarte buni. Puțin nu este, dar ar fi buni și aceștia. Dar nici companiile nu ar avea deloc de pierdut. Vor primi bani de la stat ca să inițieze pe tineri. Propunerea legislativă aparține deputatului Cătălina Ștefănescu, cel mai tânăr parlamentar român, și ar putea deveni lege de anul viitor. Ar trebui să facem permanent socoteala dacă nu plătesc ca să fie învățat și ca urmare să-și asigură un loc de muncă pe viitor. În aceeași perioadă îl plătesc fie din ajutor de șomaj, care înseamnă tot bugetul statului, iar pe perioadă lungă de timp devine un balast. A oferi o sumă egală cu impozitul pe salariu pentru fiecare elev și student. Statisticile sunt îngrijorătoare. Mai bine de jumătate din absolvenții de facultate îngroașă rândurile șomerilor. O familie